Odată cu venirea primăverii, oamenii legii au avut o misiune specială. Polițiștii locali au adus cu ocazia zilei de 1 martie un strop de bucurie doamnelor și domnișoarelor din Timișoara, împărțind simbolul primăverii, mărțișorul, în mijloacele de transport în comun, în piețe, în zona cetate, dar și în trafic, conducătoarelor auto din oraș. Gestul a fost primit cu bucurie, zâmbete și gânduri bune. Cu această ocazie, Direcția Generală a Poliției Locale Timișoara urează tuturor femeilor o primăvară frumoasă, plină de sănătate, bucurie și dorințe împlinite.